comuna Dobrin este situată în partea central-nordică a județului Sălaj, la contactul depresiunii Sălaj și culmea Sălajului, la o distanță de 20 de km față de municipiul Zalău și 18 km față de orașul Cehu Silvaniei. Comuna are în componența sa 6 localități. Dobrin, care este centru de comună, atestat documentar în 1423, Deleni, 1700, Doba, 1220, Naimon, 1214, Sâncraiul Silvaniei, 1345 și Verveghiu, 1334, iar cei 40 de kilometri pătrați pe care se întinde reprezintă 1% din suprafața totală a județului Sălaj. La ultimul recensământ al populației, efectuat în anul 2011, structura etnică era următoarea. Din totalul de 1660 de locuitori, 19% sunt români, 78% maghiari, iar un procent de 3% romi și alte naționalități. Comuna Dobrin este o zonă pitorească, care atrage atenția vizitatorilor, fiind în continuă dezvoltare și modernizare. Aceasta oferă locuitorilor posibilități de muncă și stabilire în satele comunei Dobrin. Adu-ți aminte, omule, că nimic din ceea ce ai nu este al tău. În final, nu rămâi decât cu amintirile, cu iubirea, cu zâmbetele, cu momentele frumoase și cu faptele bune. Ia aminte la toate și strânge comori în suflet și nu în mâini. Dragi dobrinani, dragi ospeți, în calitate de primar al Comunei Dobrin, permiteți-mi ca numele Primăriei Comunei Dobrin și a Consiliului Local Dobrin să vă urez bun venit în satul Dobrin. Fiii satului din Dobrin și-au propus ca în acest an, în 2015, să se întâlnească și să se sărbătorească împreună colegi de școală, cu foști prieteni, părinți, bunici și este un prilej bun pentru a se întâlni în această formațiune, să zic așa, pentru a se povesti ce se mai întâmplă, ce s-a mai întâmplat de când au plecat cei care au plecat din localitate și cei care au fost zi de zi prezenți. După cum ați observat, mai ales cei care n-ați fost de mult în Dobrin, în comuna Dobrin sau în satul Dobrin, puteți constata cu plăcere că s-au schimbat multe. Eu, cu echipa pe care o conduc de mai mulți ani, împreună cu membrii comunității locale, cu cetățenii, am reușit să schimbăm aspectul comunei, aspectul satului, bineînțeles cu contribuția membrilor comunității și cu contribuția conducerii primăriei și a Consiliului Local. După cum se cunoaște, Comuna Dobrin este o comună mică, cu putere economică redusă, deci din veniturile pe care le încasăm, nu putem reuși să dezvoltăm comuna așa cum am dorit. Și pentru acest lucru, n-am avut încotro decât să accesăm fonduri guvernamentale sau europene pentru a schimba aspectul comunei și aspectul satului. Aș enumera câteva din aceste proiecte pe care am reușit sau pe care derulăm sau pe care avem în viitor să le finalizăm. În prima fază, la început de drum, să spun așa, am avut în vedere să modernizăm școlile, să izolăm termic și fonic, că mai de mult așa de frig era în sălile de clasă, că nici dascălii, dar nici copiii nu puteau învăța în condiții bune. Am, printr-un proiect, am construit o grădiniță în satul Dobrin, prin contribuția cetățenilor, a membrilor comunității, s-a reușit construirea unei biserici frumoase ortodoxe,
unei biserici baptiste, iar mai un proiect mai mare și care a schimbat cu totul și aspectul comunei și a satului și confortul oamenilor, a fost un proiect prin care am introdus apa la casele oamenilor, am realizat canalizarea, am asfaltat toate drumurile comunale și toate ulițele din satul Dobrin. Bineînțeles, n-a fost ușor, dar, încă o dată zic, cu sprijinul membrilor comunității, am reușit și acest lucru. Bineînțeles, de aceea am fost votați ca să facem pe cetățeni să se simte mai bine un pic cum a fost până acum sau să se simte acasă, cum se spune. Și cred că am reușit până acum și vom mai realiza și alte proiecte pe care vom derula de acum încolo. Să mai zic și alte proiecte pe care am derulat. Am zis că acest proiect prin bani europeni, prin măsura 3.2.2, prin proiectul național de dezvoltare locală, acesta a fost cel mai mare proiect, împreună am realizat cu Comuna Sălățic, întrucât nu se permitea introducerea apei, de exemplu, unde populația nu este peste 3.000 de locuitori. Și având în vedere că Dobrinul are numai 1.630, Comuna Dobrin, trebuia să ne asociem cu o altă comună și ne-am asociat cu Comuna Sălățic. Un alt proiect care se derulează momentan în satul Dobrin este construirea unui centru turistic care este spre finalizare. Bineînțeles că am avut în vedere și modernizarea instituțiilor pe care avem în comună, vorbesc primărie, cabinet medical, poliție, și ne mai vorbim în ultimul rând, Căminul Cultural din Dobrin, care arată chiar a Cămin Cultural. Pe lângă aceste proiecte, mai avem în derulare, vom începe modernizarea drumurilor exploatațiilor agricole. Va fi iarăși un proiect destul de voluminos și mare. Și prin acest lucru vom mai crea un pic de confort pentru agricultori, în sensul că pot ocoli drumul județean, drumurile comunale și pot circula în normalitate pe câmp pentru ca să ajungă la proprietățile lor. Bineînțeles că pe teritoriul Comunii Dobrin, adică pe teritoriul satului Dobrin, se va finaliza un alt proiect mare, este proiectul Consiliului Județean, și anume, aici se va construi deponia județeană ecologică, care la sfârșitul anului, adică în toamnă, va fi dată în folosință. Bineînțeles că cum va arăta Dobrinul sau satul Dobrin sau Comuna Dobrin depinde de noi toți, dar depinde și de membrii comunității, în sensul că cei care sunt plecați, eu aș ruga să se întoarcă în satul lor natal și după mine vor găsi de lucru și aici și să se simte mai aproape de acest sat unde s-au născut, unde au făcut primele școli elementare sau gimnaziale și să contribuie și dânsii la prosperitatea și la dezvoltarea satului și a comunei. Eu atâta voiam să zic cu ocazia acestei zile de sărbătoare, și
Vă doresc multă sănătate, la mulți ani Dobrin, la mulți ani Dobrinan, oriunde v-ați afla. N-am ținut ură și de absolut deloc nici pe cel bogat, nici pe cel sărac. Oamenii i-am apreciat. Asta e secretul longevității. I-am apreciat oameni de viață să fie, să toată lumea. Și așa am prelucrat cu ei și am trăit foarte bine. Dobrin, locul copilăriei mele, unde am auzit primul cântec de leagăn murmurat de glasul dulce al mamei. Locul unde am făcut primii pași, unde am zărit pentru prima dată razele calde ale soarelui. Am descoperit mirajul credinței în Dumnezeu. Am învățat tainele scrisului, ale cititului, îndrumați de dascăl inimoși și înțelepți, fii ai satului, care au ales să studieze și să răspândească mai departe cu dragoste și responsabilitate ceea ce au primit. Și ce poate fi mai frumos și mai nobil în viață decât să ai privilegiul și harul să ții în palme suflete de copii, să îndrumi, să formezi întregi generații care să țină piept vieții și să-și amintească mereu de anii frumoși petrecuți în școală. Doar amintirea ta, iubite sat natal. E sărbătoarea azi la Dobrin. Și pot să spun că și destinul meu, pe lumea minunată a cărții, se leagă de acest loc, de școala din Dobrin, unde am învățat lucruri importante, unde am prins încredere în arta scrisului, îndrumată de profesori deosebiți, și o să-l amintesc acum, dar cu profesorul meu de română de atunci, Ioan Giurgiu, care a fost și directorul școlii în acele vremuri. Am încercat apoi să presar, atât în cărți, cât și în reviste, sau la multe conferințe și locuri pe unde viața m-a purtat, am încercat așadar cu mândrie să presar toate învățămintele culese din satul amintirilor și din comuna Dobrin, de unde am căutat primele cărți, de acolo, de la bibliotecă. Multe ar fi de spus, multe lucruri frumoase le-am adunat în straița cu
cu merinde. Dar azi aș vrea doar un îndemn pentru voi, dragi dobinani. Ca să vă păstrați identitatea, întoarceți-vă cât de des aveți posibilitatea în sat, sub cerul înstelat. Pentru că doar de aici veți reuși să reculegeți rostul, tihnă, bună mulială și, bineînțeles, să dobândiți veșnicia. Pe urmașii noștri, pe tineri, îi sfătuim să fie sârguincioși la învățătură, să-și respecte părinții, dascălii, să iubească munca, pentru că numai ce e clădit prin muncă are durabilitate și oferă satisfacție. Să aibă un comportament demn în orice împrejurare, să nu le fie rușine niciodată de vorbele sau faptele lor, pentru că ești om, ce mari răspundere ai! Tu vei pleca din lume, dar ce ai de spus prin scris sau brai, pe mulți, spre bine sau spre rău, mereu o să-i îndrume.